Este iluzia unei salvări, unei mântuiri prin firma canadiană și care de fapt duc trepte în acel infern. Dar despre toate astea îl rog pe Dumitru Crudu, cel de-al treilea vorbitor care s-a înscris al treilea pe listă, exact ca pe listele electorale, a rugat să fie al treilea. Nu vreți să fiți al treilea? Nu, deja nu. Bine, Dudu, te rog. Cred că prima deosebire a acestei cărți față de celelalte cărți ale lui Sandu este că îmi pune un nou topos unde are loc acțiunea, un nou loc unde are loc acțiunea, fiind deci în Roșia Montană, și e un loc în care la un moment dat deci infernul cumva este la suprafață, nu mai este undeva în adâncuri, nu trebuie să cobori treptele ca să ajungi în acest infern, el se află la suprafață și dimpotrivă, deci s-au schimbat cu locurile, te salvezi coborând și urcând, de fapt ajungi în infern. Asta se întâmplă în carte, care e povestită, e o narațiune cumva în care naratorul este un personaj feminin, este de fapt, să zic așa, evoluția unei femei din copilărie până când ajunge la maturitate și sunt de fapt avatarurile, transformările prin care trece o femeie. Este de fapt, lucrurile sunt extrem de dure, trăiește într-o lume foarte violentă, o violență așa fără practic asemănare și e bine, în această lume violentă, iată, este povestea dezvoltării, evoluției acestei femei. Este o femeie care de la bun început îi se pune un fel de pecete, că îi se zice că ar fi, este făcută în toate felurile, și este considerată a fi drept o curvă, deci, deși are câțiva ani, deci, adică e o violență și cumva este un destin parcă spre care este împinsă de toți cei din jur, asta pe de o parte. E o lume care deci nu are scrupule, așa, nu are reguli și nu are niciun fel de milă. În același timp, în romanul ăsta am găsit, ca nicăieri în altă parte, în ultimul timp, deci o exprimare a umilinței, a felului în care un om îl poate umili pe celălalt. Deci am găsit, pur și simplu, o imagine răscolitoare, așa, despre cât de tare poate fi umilit un om. De cei din jur, de cei apropiați, de bunici, părinți, de mamă, de prieteni, de o umilință, într-adevăr, aș zice chiar așa, care parcă pare extrasă cumva de pată din Divina Comedie a lui Dante. Alături de această umilință am mai găsit și expresii ale disprețului. Dacă vreți să vedeți iarăși imagini nemaipomenite despre cum poate fi un om disprețuit, deci călcat în picioare, făcut terci, o veți găsi în această carte. E, dincolo de asta, foarte mult se vorbește, crește și despre sex. Deci veți vedea că și sexul poate fi un mijloc de a umili, de umilință, prin care celălalt poate fi redus la zero sau poate fi chiar până la urmă dezumanizat. Vorbeam și despre o violență de limbaj, pentru că lumea aceasta e o localitate așa părăsită din care sunt pe cale de părăsire, din care una dintre cele mai profitabile afaceri fiind până la urmă vânzarea morților. Se vând morții, iar recompensa e uriașă. Și sunt câre între rude, cui să-i revină aceste recompense nemaipomenite.
din punct de vedere financiar. Și e un loc din care încetul cu încetul, practic, sunt scoși morți. E un loc, o localitate în care nu mai rămân, o localitate rămasă fără morți, fără morți. Deci asta mi s-a părut iarăși nemaipomenit. Și e, cum mai spuneam, lucrurile sunt întoarse pe dos. Deci infernul este la suprafață și personajul își găsește de multe ori salvare coborând în minele astea. Sunt și foarte multe personaje recognoscibile, începând cu politicieni, poate politicieni la vogă, în vogă în România, da, revoluționari, pe care însă îi unește o trăsătură comună, că sunt reduși la câteva, să zic așa, trăsături, mănâncă, beau și puncte-puncte. Deci, romanul mai este totuși diferit de Pizdeț, după părerea mea, este și prin topos, și prin faptul că, adică prin locul unde are loc acțiunea, numai cine își amintește de Pizdeț, își va aminti probabil și de Crișmila Robolante din Cluj sau din alte orașe din China. Aici este vorba despre altceva, și, dar cea mai, poate cea mai mare deosebire, la un moment dat, e că apare și o rază de speranță. Deși universul este femeia, personajul principal feminin din roman, are o soartă foarte, să zic așa, dură, totuși apare la un moment dat așa o rază de speranță.